Salut, salut și bine te-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data asta ne vom face alt challenge pe Granny Recapture, pentru că văd că vă plac challenge-urile astea, la care tot încerc să mă gândesc. Iar astăzi vom merge cu spatele. Acum, regula esențială iarăși la challenge-ul ăsta, ca să n-avem discuții, este că am voie să mă întorc, dar n-am, pe cât posibil n-am voie să merg în față. Acum, atâta timp cât greșeala e greșeală și nu influențează meciul nicicum, nu se pune. Gen, se pune challenge-ul ca mergând în continuare. Dacă înțelegeți ce zic. Ca au fost unii care s-au luat la challenge-ul fără crouch, că am făcut o greșeală minoră care n-a afectat cu absolut nimic meciul și atunci de aia zic. Deci regula esențială este să mergi cu spatele pe cât posibil și exact așa. Am ai voie să te uiți și să mai faci chestii. Mai mă mergi. Așa. Mamă, ce nu-mi place ranul ăsta. Hai să încep să punem bujia și să vedem ce și cum. Trebuie să căutăm bujia. Ok. Și pe cât posibil încerc să merg cu spatele fără să avem noi probleme majore. Așa. Hai să vedem aici ce e. Carne, ranul carne. Aici ce e? Vaza bunic. Opa. Am mers acolo un pic cu fața. Obișnuința, vă dați seama. Hai să vedem ce e aici. Ah. Din nou obișnuință, trebuie să nu mergem cu fața mare lucru. Cât mai puțin cu posibilitate. Hai mă, tempula mea.
Facem așa. Ok. Va trebui să mergem după baterie, următoarea chestie. Ne întoarcem, nu avem absolut nimic. N-ai cum să merg aici. Mă piși pe timingul ăsta, bătrâne. Mă piși pe timingul ei, efectiv. Fiți aniți. Facem noi o șmecherie aici. Am făcut o greșeală gigantică. Ah! N-am nimeni garajul. Făceam acum așa cum e cheche, să facem mai repede. Mă, tehnic putem să mergem și stânga-dreapta. Doar să nu mergem în față. Cam aia e ideea. Să mergem cu, cât mai mult cu spatele. Dă-te dracu și pe hard face asta. S-a dus ăla departe. Bă, frate, dar tai muniții, vă, naibii de idioți! Bă, dar greu e să vă tai muniți. Nu? Greu e să vă bag pula în nația voastră. Bă, greu e să vă tai muniți. Merg așa. Lasă-mă, femeie! Doamne ajută, greu v-ați mai tai mult. Deci unde e? Așa. Doamne ajută, am reușit să, să dau rescue la baterie fără să mor. La revedere. Hai să luăm cheia pe Jangen. N-am apucat să iau shotgun-ul. Dacă îi luam shotgun-ul, eram zeu. Fuck's sake. Ok. Nici ca nu știm număr.
Lasă-mă, femeie! Doamne, dar greu, măi. Greu de cap pe aia. Uitați un motiv care facem challenge-urile pe hard și nu pe altă dificultate. Pentru că, dar cum puteți vedea, dificultatea este perfectă, vorba aia. Deci, nici prea înceți nu sunt, vorba aia. Nici prea înceți. Nici prea mult timp nu ai când eu mor. Dar, nu ai trape aici. Nu trebuie să stai să aștepți nu știu cât, că se scriptează în ultimul hal. Dacă se oprește acolo, m-am întors. Ok. Bine. Foarte corect. Hai mai pleci. Am atât să nimeim numărul. Dacă tura trecută a fost 2. Merge pe presiunția că tot... Aoleu. Fi 2. Bun. N-aveam chef să mor pentru o rotiță. Am arătă. A, bă, lasă-mă, mă mai scampez. Adică știu unde e aia altă rotiță și am o presimțire ce poate să fie în playhouse-ul ăla, dar... N-am vaza, bunic. Dumnezeule mare. Deci... Aici, de aici am scos o tonă de iteme din nou. Am făcut un raid frumos în zona asta. Haideți să începem să punem câteva chestii împreună, nu? Again, challenge-ul ăsta e extrem de greu când ești obișnuit să apeși W. Dacă merge în grădină, e joc scriptat rău de tot. O chem și pe asta și fac altceva. Puteam să jur. Ce mă? Nici nu a dat jos! Mamă, căcat de joc. Mă, lasă-mă, femeie! Și așa nu-i destul că merg cu spatele, fâi mei. Trebuie să mai vii și tu? Da, v-am pui mei, frate, cu tot, cu... Mă lasă-mă naibii să-mi dau de manivelă. A, bun. Ok, mă lasă. Ce e acolo? Gazolina. Oh. A, om avie aici. E, lasă-mă și tu.
Hai, și-am plecat. Suntem bine, suntem bine. Remote control. Hei, iar tu. Bă, da, prea des apare. Dacă ne dă-ne o vaza bunic, jocul să ne iubește. Am mers cu dreapta. Deci trebuie să-l dezarmez pe idiot, pe scurt. Ca să am vreo șansă reală. Bine, îi dezarmez mergând cu spatele. Hai să vedem proștii. Deci. Hei, bunicule. Acum, când am nevoie de tine mai tare în grădină, pleci. La revedere! Unde-i mă, Teddy-ul ăla? Nu-mi zic aici. Sper că nu-i acolo. Nu-ți chiar fac ușa. Mama, pare a fi ran de mașină. Lasă-mă, femeie! Îți schis la păianjel măcar? Sper că da. Ah, bun. Nu e aici, Teddy-ul, bun. Hai să deschidem, să nu avem treabă. Clasic. Lasă-mă! Bă, da, greu e să mă lași, nu? Oh, padlock-ul, cred că facem mașina. Lăsăm și șurubelnița aici, momentan. Dar se pare că facem mașina. Ok, ok, mașină time, I guess.
Ok, voi pune gazolina în altă ocazie. Dar văd că avem și cheie franceză. Ah, bun. Ocazia fiind acum, pentru că doarme. Tâmpul doarme. S-a trezit acum. Trebuie aici în pat. Unde e cheia armă, mă? Aia nu știu unde e. Și nu pot să fac pușca. Dar avem shotgun, mă. Chiar aici. Lasă-mă. Ok, poate am o strategie. Am una la strategie. Fiți atenți aici. Să nu fie asta aici. Atacer. Oho. Dacă nu-i atrapa, e cel mai jegos joc. Dar mai vii? Perfect. Avem engine part-ul. Acolo poate să fie și o bujie, deci o să aducem aici cheia franceză. De ce nu mai trebuie bujia, nu? Bujia și plecăm. Și dacă ne dă aici bujia, scăpăm cu spatele. Amă, lasă-mă. Unde-i, mă, bujia aia? Fă-i mama e de bujie. Nu o fi chiar în playhouse, mâncați-și. Vaaai, și... Again, am shotgun-ul. Dar unde-i tediu, mă? Adică... E la cioară? A, poate să fie chiar locul lui original. Dacă e locul lui original, îl ducem direct. Time-uim un pic. Dar trebuie să ducem șocanul sus. Deci dacă e aici, vom face doi pași. Actually. Dacă e aici. Dar nu e aici.
E aici? Nici aici nu e, mă. Unde dracu e ciocan? Ciocanul e aici, dar... Unde pula mea poate să fie Teddy-ul ăla? E sus? What the fuck? I mean... Hai să zicem că i-am taimui cât de cât. A, bă, lasă-mă cu din astea! Că mă și enervez deja. Moment unic, moment unic. Moment unic. Mamă, câte iteme sunt aici. Moment unic. Câte iteme sunt aici în primul rând și în al doilea rând, ce s-a întâmplat acolo, frate? Just in case. Așa. Hai du-te în pula mea. Am dat și ăla jos, trebuie să aștept și mai mult acum. Sau? A, nu, nu s-o da jos de tot. A, bun, bun. A, mă, lasă-mă și tu. Nu știu dacă avem nevoie de ăla în specific. Nu cred că avem nevoie pentru bujie. Că nu știu unde-i Teddy-ul. Unde dracu mai poate să fie? Chiar sus, aici la păianjă, nu-mi pui mei. Unde naiba să mai fie? Uite un cod. Poate chiar facem ușa în pana mea. Am uitat unde e bujia. Depinzând ce e aici, putem să ne decidem ce dracu facem de fapt. Cheie armă, boi, ești nebun. Nici nu m-am uitat. Ok, dar am eliberat două zone până acum.
De unde-i tediu, mă? Mamă, ce-i, mam? Hai, și-am plecat. Și-am plecat. Punem tediu cu spatele. Gata, s-a terminat cu slendrina. Cu spatele, frate! Ce să mai zic eu? Și deja s-a respawnat Granny, cumva. Păi, o modalitate complet convențională, ce să zic. Acel moment când, efectiv. Hai să vedem sus ce e. Dar nu înainte de a face noi asta. Mamă, dar n-aveți idee ce riscant e. Acum să ajung la clește. Am cum să-i dau de aici. Maș, mă, de aici, nu te cred. Frate, încolo, că se putea, mă! Bă, și se putea clar! Bă, adică din punct de vedere logic, ar fi putut să treacă prin bară și să-i dea, nu? De ce nu s-a întâmplat asta? De ce trebuie să blocheze bara, frate? Du-te, mă, de aici! Du-te, mă, de aici! Bă, ce căcat de joc! Du-te, dracu! Bine că avem zile de sacrificat. Trebuie să-l dezarmez pe prost. Am belit-o. Unde-i mă ăla? Ce e aici? Manivela. Unde dracu mi-am urcat șabia, nu?
Avem clește? Avem clește. N-avem cod, padlock. Ba, avem și padlock eu. Nu mai poți fi bujia, mă rog. Un playhouse. Unde e cealaltă rotiță? E jos aici? Nu. Deci tu cu rotiță. A trebuit să avem... Ah, stai că avem codul aici. Stați un pic. Deci, să ne facem clari în privința unui lucru. Avem a doua rotiță, nu? Adică eu știu că avem. Eu știu că avem una. Dar chiar aici e. Hai să luăm vaza bunic. Să-i controlăm un pic. Unde naiba să fie a doua minune? Unde dracu' e a doua rotiță, mă? La Păianjen, cred. O-i fi lăsat-o acolo, mă. Mamă. A, mă, lasă-mă cu din astea. Hai să nimim garajul de data asta. Și hai să scăpăm de idiotă. Până aici vin, nu? A, nu. Bă, am lăsat cumva la păian și rotița. Cred că da. A, uite, chiar acolo. Uite-o chiar aici. Opa, Granny. Granny, nu poți să faci animație. Să știu și eu unde sunteți. Hai să vedem dacă e cumva la bujie. Sper că e la bujie. Că dacă chiar roșie la bujie, fac spume. Fac spume. Deci... Asta e cea mai mare bătaie de joc. Unde dracu' e, mă, bujia? Ai, mă, dar unde e bujia aia? Că cam aș pe ea de bujie la 2 lei. Unde mai poate să fie, mă? Nici astea tare nu e. V-am căutat peste tot, cred că scăpăm pe ușa aia. Aoleu, ăștia să mă pășurb. Nu o fi la special. Nu o fi la special. Am-o mai repede. Stai că trebuie să-l dezarmez pe prost. Vino mai aproape. Cum dracu nu mai văzu, mă? Bine.
Trebuie să-mi recuperez și șurubelnița de aici în caz de vreau să fac ușa. Dar dacă nu e aici bujia, ar putea fi chiar boțul în pui mei. S-ar putea fi altceva. Dar ar putea fi aici bujia. E extrem de posibil. Hai mă, o dată. Ce naiba poate să fie aici? Explicați-mi și mie, ce poate să fie? Chiar e bățul. Deci chiar facem sub pământul. Chiar facem sub pământul. Bă, unde naiba e bujia aia, mă? Odată. Na, hai, strânge și pentru sub pământ, dar eu vreau bujia. Băi, mă, bujia în jocul ăsta. No. Dumnezeu mătii. Dar aici e? Nu. Am zis eu că nu e futui gâtul lui de joc, că nu putea fi așa ușor. Bine, mă. Hai că facem ușa pe la urmă, ca să nu fac sub pământul. Să nu scape sub pământ. Să scape ușa. Că văd că nu se găsește bujia aia nicicum. Am uitat complet unde e. Hello. Ok, ok. N-ar fi prima dată când fac asta. Așa. Nu m-am prins, vedeți? Sunt prea bun. O, stai că mă duceam până în culă. Du-te, dracu de script, jagos.
Na, uitați-vă și voi, aproape am terminat mașina și nu știu unde am pus bujia. Sau, stați că poate eu ultimul retardat, fiți atenți. Poate m-am lungit absolut degeaba. Și poate fac chiar toate cele trei scăpări gen să le deschid. Da, se pare că am un mod oficial retard. Deci, fiți atenți. Le deschidem pe toate trei. Se pare că am făcut marele challenge cu... Ia uitați, și ăsta e deschis. Și deschidem sub pământ doar ca să scăpăm cu mașina. Deci ne batem joc de ei în ultimul hal, frate. În ultimul hal ne batem joc de ei acum. Acum, dacă tot am făcut toate itemele și tot, nu? De ce să nu profităm? Doar ca să scap cu mașina. Doar ca să scap cu mașina. Hai că mi-am bătut joc de ei. De fapt nu pot să scap cu mașina mergând cu spatele. Și nici ușa. Și nici pe ușă. Acum realizez. Singura reală modalitate de a scăpa chiar este numai pe sub pământ, de fapt. Ok, unde mi-e vaza? Acum am făcut o realizare complet morbidă. Numai pe sub pământ puteam să scăpăm de la început. Dar de la început numai de sub pământ aveam voie. Tehnic. Că este absolut singura dintre toate. Care... Care poți să scapi mergând cu spatele. Și vom pune și ăsta ca bonus. Hai mă, te-ngă tu, mătii. Iar ăsta. Hai, mergi. La revedere. I see you. Nu te dracu. Deci numai pe sub pământ de la început puteam să scăpăm. Ăsta e plot twist-ul. Plot twist-ul suprem. Stați așa. Hai, fugi. Alo? La revedere! Am deblocat toate cele trei căi! Și cu scrisoarea mână, dă-mă dracu de treabă! N-aveam cum să scăpam îl cumva cu spatele, că în rest numai cu față scăpam. Numai sub pământul aveam voie să-l facem. Am deblocat toate cele trei căi cu mergând cu spatele, frate. Ok, băi și fete, aici se închide episodul. Că v-a plăcut, că nu v-a plăcut, că sunteți fan, că sunteți hater, aici se închide episodul, băi și fete. Eu am fost Gepardul și ne răzim. Tot la viitoare. Pa, pa!